Ora șase. Ieri era superb. Și astăzi nu a anunțat ploaie. Uitați-vă, nici că este tună și fulgeră. Nu mai vă zic de ploaie. Fulgerata din Arde. Da, să sperăm că se îndreaptă timpul. Sperăm. V-am spus și repet, astăzi nu a anunțat ploaie. Ba din contră, au ce atunat. Stați-vă, las întotdeauna bătul jos, că turnă fulgeră și e mult mai bine să-l fim atenți. Nu sperăm că este, se va opri. Să-mi dea și mie voie să pescuiesc câteva ori. Nu un sac de atât, dar s-o ploie mai greu la Cucurești. Ce spune să știu mai multe de aia? Vreau să mai vă arăt unul. Bine, să vă arăt mai mult, dar acum îmi place mai vă arăt unul. Noi cam în halul ăsta vreau să ne tragă. Se tragă. Cu săbă. Se arată. Vreau și niște plătită.
foarte greu cu mămăliga, cu cocolul, să mi se audă. Deci asta gauză e... Nu mai e greu. Stai să vă arăt. Se audă mâna, mi se audă cocul, mi se audă mămăliga, nu se audă. De două ori alea. Nici o problemă, întindem acum. Acum vom... a scăpat. Sobioră, dar am venit după sobioră, vom încerca să luăm și niște pești mai de sobioră. Trebuie să și vedea. Hai. Poate e altceva. Căutăm, căutăm până ce să dăm de-aia. Poate îi dă un sac, un mic sac, gata. Bine, mămăliga prea moale. Zic.
mai răsăriți. Ia să mai vorbesc și dumneavoastră, că domnul pentru dumneavoastră jurapesc că să mă arăt, dau în condiții grele, grele rău. Să văd ce am prins adineori. O, nu știu. Hai, poate mai iau. Stai bun, unde am ajuns? Ei, trei! Ia, stai. Ei trei dintr-o parte, doi dintr-o parte. Am stropat direct în turnul. Trei stele mi s-a dus. Aproape, tic, am mai luat, nu pot să zic că nu. Dar totuși, mai rar. Dai niște condiții foarte grele. Pentru că este stuf. Și trebuie să dai undeva exact în fața stufului, altfel nu ai o trăsătură. E bandit. Nici nu poți să ridici, e mai dificil pe stuf. Uite așa se mai pare pentru unul. Da, sincer să fiu, lucrurile astea îmi plac foarte mult. Să-l cauți, să faci ceva ca să poți să-l prinzi. Uite, poate vă sobioră frumoasă. Foarte frumoasă, dar nu veneam după sobioare, fie dacă... Îl luam vreo. Bine, îl luam dacă dau pe suprafață. Dacă mi-a venit aici plătică... Nici nu arunc, nici nu arunc, vreau să mă trebuie. Din zbor mea. Ia luat. Peste. Da, să mai parăt. Bun. Exact așa dau, exact în fața asta.
mare, bă, nu, nu zic că am împășit. Dar... nu ne-a lăsat. Haide! Ce la tonii mi-a pus? Nu mai. Băi, nu se poate. Nu se poate. Îmbunătăți. Mulțumim, bără. Foarte greu. Stai, caut alte locuri. Dai greu de tot. Am fost în 10 loc. Până la urmă, cu tare, dau puțin mai sus și trage una după alta, să bioară, dar e frumoasă. Și dau la ea. Nu, e nenorocită de pe suprafață. Dar o să vină și alt tip de pește de asta, băi. Să știu, bă, cu ce mă distrez. Dacă el nu vrea, nu vrea, trebuie să-mi fac 20 de săbioare repede. Pune-mi pe țep, nu știu să văd ce săbioare, băi. Dacă el nu... am întrebat. Dacă el nu vrea... Băi, dar am prins carasa, am prins plătite, nu pot să zic că nu prind pește, dar... trebuia să mai multe trăsuturi. Nu că nu am. Nu știu. Un țac, dar atât. Un țac. Băi, nu se poate. Băi, nu știu. Mă lucrează. Ia, lucrează bandit. Mă lucrează.
să frumos. Ia să mai vară. Sunt și eu spui. Dar în principiu... Fain. Cât am mișcat eu telefonul, mi-a luat-o. Ce problemă. Nu-i bandit. Bandit. Vreau să-mi luat puțin mai mult, o idee dacă... O idee. O idee. Uitați-vă ce înseamnă schimbarea locului de pescuit. Toate astea se va duce pe aia din gărată. Prins trei bucăți, nu să vă vină să credeți. M-am dus cu piciorul în apă, cu toate cancizme. O să viară la final. Până din ora am făcut, unde ți-ai? Dau cu fir de 0-10 și nu... Spuneți. Rupe. Super carasă. Este incredibil unde poate să stea, numai... Da, am umblat după ele. Nu pot să vă arăt. Dar poate găsesc o soluție data care vine, când eu știu să pun telefonul pe lângă mașină, pe sus, pe jos. Să vedeți și dumneavoastră rupte cu frumuseți. Super carasă. Nu mai știu cum să mă bag. Adineori am plecat după gută. Mi-a rupt și rupe. Are și forță acum. E și măricior. O lovesc de zâmbă că stă, cum v-am spus, foarte, foarte aproape.
Măriți, vedeți și dumneavoastră, dar nu vă pluta. Să spate. Am mers pe băț, S-a scăzut, a cățat. Uite așa pe tăscă. Tăscă vă arăt unde dau. E, așa a găs mereu. Exact ca din urmă. Stați așa. Unde e puta? Nu văd. Este incredibil. Unde s-o? Să se lasă. Iar mă chinză. Uitați-vă și dumneavoastră unde dau, cum v-am spus, exact în buza stufului. Mi-a venit, are mult mai multe șanse să-mi scape. Ia, uite-o. Hai, ca să mă îmbunăveze, nu trebuie să mă duc acasă să... Uite-o cum e. Dar nu, nu, da, cum v-am spus mereu, dă-ne-a. Dă-ne-a, și-ați văzut bucăți. Dă-ne-a nemernicul. Și când a plecat odată, rămân. Ce pot să-mi fac? Și nu pot să-l scot. Asta e ca idee, nu pot să-l scot de acolo. Dacă dau un larg, n-am nici cea mai mică șansă, stau cu ea 3 zile și întorc. Unde e? Așa. E. Și asta de o oră m-a nenorocit. Ia. Și odată, puf! Și chinuie-te și trage de el de acolo. Să agață, să rupe-s. În fine, să vă arăt și dumneavoastră. Asta înseamnă să-l caut. Altfel nu prind. Ia uite. Păros. Păros, am zis că e cara. Ce fac eu? E frumos de tot. Dar ce fac eu cu el? Poate de atât s-a terminat. Uitați-vă. Ce înseamnă schimbarea lucrurilor. E mai și unul mai mare, mai micuț. Unde e? Unde e? Ia să-l arunc. În rest, plătică și caraș. Mă spun de câte ori mi s-a rugat, nu mă credeți. Cam asta a fost.